Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bune la cafeluță, poftă bune la viață și la lucruri minunate. Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi, așa la început, să zicem, de săptămână. Și să vedem care este titlul acestei emisiuni, acestei transmisiuni, mai bine zis. Și să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre blossoming, este vorba despre înflorire, în momentul în care poate îți pui pasiunea la contribuție și mergi, cauți, găsești, că altfel nu ai cum să mergi, da? Acea pasiune a sufletului tău. Ei, în momentul în care tu dansezi pe muzica sufletului tău, nu ai cum să nu înflorești. Despre înflorire vorbim, vedem numărul 33, un număr maestru acolo, foarte, foarte frumos. Să vedem și niște bilețele din cea unică, niște indicii pentru astăzi, pentru înflorire, să fie cu înflorire și să fie cu lucruri frumoase. Pământ, păi de acolo, da, răsare plântuța și de acolo se poate ajunge la înflorire. Bineînțeles, putem vorbi despre zodiile de pământ, da, Taur, Fecioară, Capricorn. Ia să vedem ce mai avem noi aici, o situație mai puțin simpatică. Dar știți cum este treaba asta cu situația mai puțin simpatică? În funcție de eticheta pe care tu o pui acolo, poate să fie un sol, să devină, da? Un sol arid din care să nu răsare nimic, sau poate să înflorească ceva frumos. Da? Folosește-te de situațiile mai puțin plăcute conform etichetelor tale și transformă-le. Acolo este puterea ta. Ia să vedem ce mai avem noi aici. Iubire ascunsă. Opa, opa, Penelopa. O iubire ascunsă, poate să fie vorba despre iubirea pentru cineva, poate să fie vorba despre iubirea pentru, nu știu, o activitate, cine știe. Și mai avem posibilă pierdere. E, da, tu l-ai, Doamne. Eu v-am mai spus, este treaba de etichete. Ori consider ceva ca, nu știu, o oportunitate de a crește din acel moment înainte, sau o consider pierdere și încep acolo să îmi plâng de milă și nu o să fie rezultatul tocmai pe înflorire, o să fie în altă direcție. No, bun, haideți să mergem mai departe pe calea astrelor, hop, și să vedem ce se află și acolo, uite, două. Ei, ce să vezi, că scorpionul în casa 8-a, la el acasă a ieșit scorpionul, vorbim despre încheierea unor situații sau despre niște transformări profunde. Pot fi transformări profunde la nivel de programe ale subconștientului, de credințe. Acolo ar fi bine să se schimbe niște lucruri, mai ales dacă știi și simți că ești, cum să spun eu, concentrat, focusat în momentul de față pe parte de pierdere, pe energia aceea de victimizare. Bun, ia să vedem ce mai avem. Uite, avem soarele. Păi până la urmă lucrurile ies de acolo, de dedesubt, dacă le dai voie să iasă, evident, în lumina conștiinței. Nu există întuneric. Atunci când lumina vine și ea către lumina soarelui vine, nu mai există întuneric. Întuneric pur și simplu dispare, pentru că întunericul nu reprezintă decât absența luminii. Sau poate pentru unii dintre voi, după o perioadă, să zicem, de pierdere, da, așa cum a fost etichetată, apare în sfârșit soarele pe strada voastră. Păi să apară. Uite un soare și vedem și energia lui Marte. Am vrut să zic soare în berbec, nu știu de ce, poate este și pentru cei care au soarele în berbec un mesaj special aici. Marte este cel care deschide drumurile, este cel care, războinicul, da, cel care are curajul să meargă mai departe, nu se dă în lături, nu mai stă în umbră, gata cu umbra, gata cu pierderile, de ce nu, și vine momentul să mergi mai departe către înflorire. Doamne ajută, inșala, să mă fibi. No, bun, haide să vedem și de aici un Venus în Gemeni de data aceasta pe casa a treia, casa comunicării. Acum, nu știu dacă unii dintre voi veți învăța o lecție importantă, și anume să nu mai lăsați pe oricine, oricum, oricând, să intre în energia voastră, indiferent de mesajele drăguțe, simpatice, de mimimi, mumumu, cu care vin. Dacă ai învățat și ai conștientizat poate un model care se întâmplă acolo, vine momentul să pui piciorul în prag, să spunem așa, și să înțelegi că meriți mai mult, mai bine, mai frumos, și să-ți dai voie să mergi către creștere, de ce nu. No, bun, haideți să vedem, uite, de aici, pentru că am și niște seturi noi, da, care au venit între timp. Aici vorbim despre un sfat legat de partea financiară, legat de bani. Haideți să vedem
care este mesajul legat de partea aceasta pentru astăzi. Un pachet foarte frumos, deci arată într-un mare fel. Succes! Ia că te vedem cartea succesului și vorbește despre a fi pe drumul potrivit. Nu te întoarce din drum. Nu te lăsa tras în stânga, în dreapta de niște treburi. Acum, chiar dacă vorbim despre, nu știu, parteneriate sau posibile parteneriate cu cineva, nu te lăsa măgulit de niște vorbe care sunt mai frumoase decât prevede legea, da? Tu concentrează-te pe ce știi că este, ce spune sufletul că este adevărat, mergi pe drumul acela cu acest Venus în Gemeni acolo. Da, putem vorbi și de mesaje de iubire, dar putem vorbi și despre cineva care are un interes probabil ascuns, da? E, așa că e bine să fii ceva mai atent. No, bun, haideți să mergem mai departe și să vedem și alte indicii. Pentru astăzi, uite sinele tău superior și o activare de care vei avea parte, o trecere, să zicem, la un nivel superior, fără doar și poate, și ghizii tăi spirituali sunt alături de tine. Este un moment decisiv, aș zice eu, o răscruce de drumuri care te poate duce către succes sau te poate ține încă în zona aceasta întunecată. Vedem partea întunecată a lunii sau, mă rog, noaptea neagră a sufletului și așa mai departe. De tine depinde dacă vrei să rupi lanțul acesta karmic, modelul acesta karmic în care tot te-ai învârtit. Încercările vor fi, fără doar și poate, ca să vadă sinele tău dacă ai învățat niște lecții. Și când zic că vorbesc de încercări, vorbesc de energii din trecut sau situații, similare cu cele din trecut care vor veni să te încerce. Nu știu, vezi ce faci acolo. Bun, și ia că te vedem cineva care se uită după tine. Este energia trecutului care s-ar putea să îți dea ceva târcoale și vezi tu ce alegi acolo. Uite semințele, că tot vorbeam de a planta niște semințe acolo care pot duce la înflorire sau, dacă nu alegi să mergi către înflorire și să gândești altfel, să acționezi altfel, sămânța aceea s-ar putea să putrezească și să rămâi acolo în întuneric. No, bun, și ce mai vedem? Niște mesaje. Nu știu dacă sunt mesaje în vis, pot fi mesaje în vis, așa că atenție la semne, la simboluri, la sincronicități, pentru că vei fi categoric ghidat și îndrumat spre direcția cea bună. Dar ce să vezi, nici sinele tău superior, da, sau suprem, nici ghizii tăi spirituali nu te pot forța să faci niște lucruri, să le alegi. Bun, mergem mai departe cu mesajul din partea doamnei lună și să vedem doamna lună ce anume spune și îți spune că urmează să manifesti ceva. Ți-am spus, este răscrucea de drumul, este momentul de test. Atenție la gândurile pe care tu le emiți în univers, la emoțiile, evident, atașate gândurilor, pentru că ele sunt cele care vor crea viitorul tău sau, mă rog, realitatea pe care ai să o experimentezi. Ia să vedem și tot din domeniul lunii, dar sunt aceste pachete noi. Și vedem un semn al peștilor, este luna nouă în pești, care zice în felul următor. This is a time for creativity and intuition and spiritual growth. Este o perioadă de, pentru creativitate, pentru intuiție, da, și pentru creștere spirituală. Conectează-te la energie, nu la energie, la esența ta, da? Că tot îmi vine să zic de dragul discuției interioare, dar mă rog, esența ta este peste tot. Conectează-te la lucrul acesta și dă-ți voie să-ți urmezi visul. Mergem mai departe și haideți să vedem, dragii mei, nu lăsa pe nimeni să-ți spună că este prea greu, că este imposibil, că nu ai resursele necesare să ajungi acolo. Wow! Uite sămânța încă o dată, vedem un as de monede foarte frumos, oportunitatea de a începe ceva care să te ducă către succes, dar de tine depinde dacă te lași influențat de un mediu neprielnic sau nu. Pentru că vine și optul de cupe care îți spune același lucru, lasă în spate ceva, detașează-te emoțional de ceva, că e vorba de persoane, că e vorba de model de gândire, de credințe limitative, nu contează, îndepărtează-te exact și mergi mai departe investind în tine cu optul de monede, doar investind în tine și văzându-ți tu de energia ta și de treaba ta, vei ajunge la soare, mai dă-i în ștevie pe restul, uite și roata norocului, destinul, da? Doar tu ești singurul care poate schimba direcția de rotație acestei roți, da? A destinului acolo, ori înspre lumină, ori înspre întuneric. Dacă vrei să mergi către lumină, trebuie să mergi cu inima deschisă, trebuie să acționezi din iubire și nu din teamă, nu din frică, să ne înțelegem. No, bun.
Haideți să mergem mai departe și să vedem. Mai scrieți. Ia să vedem. La la! Uite și explicația pe asul de monede, un nou de monede foarte frumos care vine și confirmă și înflorirea și succesul, potențialul de succes, să ne înțelegem că nimic nu este bătut în cuie. Trebuie să lași în spate acele emoții care nu-ți mai folosești și să urmezi calea pasiunii. Iacă te vedem asul de bâte aici. Formula este foarte clară, explicația din partea spiritului este cât se poate de clară. Decide-te odată ce vrei să faci cu viața ta, hotărăște-te pe ce drum vrei să mergi și rămâi acolo, mergi pe drumul acela că te va duce la succes. Hotărăște-te și deschide-te, renunță la teama de a ieși din zona de confort sau la teama de a renunța la ceea ce ai de pierdere. Pentru că altfel această energie a roții norocului, această energie a șansei, a succesului nu se va putea manifesta în viața ta. Este un moment important de testare, așa cum am spus mai devreme. Și vedem și cartea justiției aici. Ea vorbește despre a alege ce este bine pentru tine, da, a pune în talere acolo ce este bine pentru mine, ce ar alege iubirea, esența iubirii, dacă ar fi în locul meu. Vezi ce răspuns îți vine în minte și urmează acea cale pentru că o să te ducă la succes. No, bun, haideți să vedem și de aici din Osho ce vrea să vă spună, da, să-ți urmezi visul, nu mai sta doar în starea de visare, du-te și fă visul tău să devină realitate, indiferent de ce înseamnă visul acela pentru tine. Se va manifesta la timpul potrivit și v-am mai spus ce înseamnă timpul potrivit, de acea aliniere, scuzați-mă, vibrațională. Vedem aici temperanța. La fel de bine pentru unii dintre voi s-ar putea, nu știu, să fie cineva din trecut, nu știu dacă neapărat, poate să fie și în Gemeni și Scorpion, poate să fie și cineva în Săgetător care să vină și să dea târcoale, este acel test despre care vorbeam. Uite și atașamentele, fie de partea materială sau atașamentele de suferință, dă-le drumul, da, dă-le drumul și eliberează-te pentru a putea ajunge acolo unde îți dorești tu cu adevărat, pentru că, nu, clar îți dorești să ajungi cât mai sus, cât mai departe și cât mai bine. Să vedem și mesajul din partea amorului, Ghebos, pentru astăzi. Soulmate, iată-te sufletele pereche, dacă îți dorești ceva pe parte de iubire, dă drumul trecutului, dă drumul, atașamentelor legate de traumă pentru a putea beneficia de ceva frumos. Magnetism, atracție există acolo, dar posibil să existe și niște blocaje, că tocmai de asta îți spune, da, cu șaptele de cupe și patru de monede, aici ai de schimbat niște lucruri, schimbă focusarea și atunci toate se vor schimba. Hai să vedem puțin, că tot dacă tot am văzut acolo niște niște chestii de lucrat pe partea de suflet. Uite, vorbim despre dependență. Aici e la fel un nou pachet, el vorbește despre shadow work, despre lucrul acela cu umbrele interioare. Vezi care este treaba cu dependența și găsește puterea în interiorul tău, da? Găsește acea forță, acea putere în interior pentru a nu mai depinde de unul, altul sau de diverse situațiuni. Bun, haideți să vedem de unde, ia să vedem noi de aici, că aici din nou pachete noi, era timpul să facem și lucrul acesta. Cele trei răspunsuri pentru întrebarea sau întrebările voastre de astăzi vor veni dintr-un alt pachet și haideți să vedem, alegeți răspunsul 1, 2 sau 3 sau mai multe răspunsuri, da? Puteți să le combinați voi acolo la întrebarea sau întrebările voastre și să vedem pentru răspunsul numărul 1 în 12 luni din acest moment. Răspunsul cu numărul 2, ce repede a ieșit, februarie, și răspunsul cu numărul 3, ia să vedem, în următoarele săptămâni, da, următoarele săptămâni arată promițător pentru ceea ce ai întrebat tu acolo. Dragii mei, acestea au fost mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!